Ei bine, ați venit la un nou videoclip. Regnul animal e incredibil de divers, cu un număr estimat de 8,7 milioane de specii care locuiesc pe planeta noastră. Printre aceste milioane de specii există nenumărate specii care pot fi considerate prietenoase. În timp ce unele animale pot fi temătoare sau distanțate de oameni din cauza instinctelor lor sau a experiențelor din trecut, există altele care dau dovadă de familiaritate pentru a forma legături și a interacționa pașnic cu oamenii. Azi vă vom prezenta cele mai prietenoase 20 de animale din lume. Ești nou pe acest canal? Asigură-te că te abonezi și apasă pe clopoțelul de notificare. Și înainte, dă și un like la acest videoclip. Numărul 20. Ce știi despre lamă? În afară de faptul că pot scuipa foarte bine. Atunci când lama scuipă, e de obicei un comportament defensiv al ei. Îl folosesc doar atunci când se simt amenințate sau furioase, pentru că, de fapt, ai de face cu una din cele mai blânde creaturi din toate timpurile. Lama e un animal prietenos, cunoscut pentru natura socială. Din instinct sunt animale de turmă și le place să fie alături de alte lame și de oameni. De asemenea, lama e jucăușă, ceea ce le face un animal minunat de avut în preajmă. Le place să alerge și să sară, mai ales în companionilor umani. Aceste animale sunt de asemenea niște animale de terapie excelente datorită prezenței lor calmante, care poate ajuta la reducerea stresului și a anxietății. Sunt animale inteligente și ușor de dresat, care învață rapid. Ca animale de companie, lamele sunt ușor de îngrijit și pot fi foarte afectuoase față de stăpânii lor, mai ales atunci când sunt socializate la o vârstă fragedă. Un alt fapt interesant e că lama comunică folosind diverse sunete, inclusiv bâzâituri și chiar țipete, pe care le folosesc pentru a crea legături sociale și pentru a se avertiza reciproc în caz de pericol. Numărul 19. Sugar Gliders sunt animale fascinante și unice, care provin inițial din Australia și au fost introduse pentru prima dată ca animale de companie în anii 90. Aceste mici marsupiale sunt cunoscute pentru natura lor sociabilă și pot fi animale de companie uimitoare. Le place să fie îmbrățișate și de asemenea le place să-și exploreze împrejurimile, să se joace cu stăpânii lor. Sunt animale inteligente care pot forma legături puternice cu oamenii și au nevoie de multă interacțiune socială pentru a fi fericite. În sălbăticie trăiesc în grupuri de până la 30 de indivizi și formează legături puternice de pereche cu partenerii lor. Atunci când sunt ținute ca animale de companie, formează o legătură strânsă cu stăpânii lor și adesea dau semne clare de plăcere atunci când sunt alături de omul lor preferat. Se știe că atunci când își caută stăpânii, le cer atenție prin vocalizare, toaletare sau prin apropierea directă de aceștia. Cine nu și-ar dori un animal de companie zburător atât de drăguț? Un alt fapt interesant e că au o membrană de piele pe ambele părți ale corpului, ceea ce le permite să alunece din copac în copac prin aer. Numărul 18. Cât de prietenos poate fi cu adevărat un dragon bărbos? Răspunsul e foarte. Aceste reptile provin inițial din Australia. Sunt cunoscute pentru natura lor blândă. Au un temperament prietenos și calm și se bucură de contactul cu oamenii, ceea ce le face ușor de manevrat și adresat. Spre deosebire de alte reptile care pot prezenta adesea tendințe agresive, aceste animale sunt în general calme. În plus, pot forma legături cu stăpânii lor prin socializare și interacțiune. Socializarea presupune expunerea lor la diferiți oameni, imagini, sunete pentru a-i face să se simtă mai confortabili și mai relaxați în fața noilor experimente. Natura lor prietenoasă îi face deosebit de potriviți ca animale de terapie și se extind în regimul alimentar și îngrijirea generală. Au o dietă relativ simplă, alcătuită din insecte, legume, adoră să se scalde sub lumina soarelui și dezvoltă bine într-un terariu. Poate că nu scuipă foc ca un dragon adevărat, dar este la fel de prețios. Numărul 17. S-ar putea să fii surprins, dar există mai mulți șerpi care pot fi destul de prietenoși. Cel mai prietenos dintre toți este șarpele de porumb, care poate fi găsit în regiunile sud-estice ale Statelor Unite. În general, sunt blânzi și sunt animale de companie excelente pentru cei care doresc să le ofere îngrijirea și atenția necesară. Interesant e că numele lor nu provine de la preferințele lor alimentare, ci de la un model în care carouri de pe burtă care amintește de boabe de porumb. Acest design unic acționează ca un camuflaj propriu naturii, permițându-le să se integreze perfect în mediul înconjurător. Posedă un temperament benign și tolerant, ceea ce îl face ușor de manevrat și de ținut în brațe, în timp ce șerpii sălbatici încearcă în general să evite oamenii și tind să se ascundă. Șerpii crescuți în captivitate se pot obișnui cu contactul cu oamenii. Acest lucru înseamnă că, cu o manipulare și socializare adecvată, acești șerpi pot ajunge să se bucure de prezența cu proprietarii lor. În plus, datorită comportamentului lor neagresiv, se simt bine în preajma tuturor membrilor familiei, inclusiv a adulților și a copiilor. numărul 16. Liliacul alb hondurian e un mic liliac insectivor, originar din America Centrală de Sud, inclusiv din Honduras. În ceea ce privește prietenia, acest liliac este în general considerat o specie neagresivă care nu e periculoasă pentru oameni. De fapt, aceștia sunt destul de timizi și evită contactul cu oamenii atunci când e posibil. Unul din cele mai notabile comportamente ale lor este abilitatea de a-și confecționa propriile cuiburi prin mușcarea frunzelor mari, făcându-le să se plieze într-un spațiu adăpostit. Acest comportament e văzut ca o adaptare care le permite liliecilor să se sustragă atât prădătorilor cât și condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, se știe că se angajează în comportamente de îngrijire, ajutând la menținerea legăturilor sociale în cadrul grupului. Aceste grupuri pot fi formate din până la 6 indivizi, includ de obicei atât mascul cât și femele. Aceste creaturi mici și drăguțe adoră să se ghimăiască aproape pentru a se încălzi și comunică între ele folosind vocalize și limbajul corpului. Numărul 15. Căluții de mare sunt animale marine captivante cunoscute pentru aspectul și comportamentele deosebite. S-ar putea să nu fie considerate în mod tradițional drept creaturi prietenoase, precum pisicile sau câinii. Veți descoperi că sunt surprinzător de blânde. În general, nu au tendința de a mușca sau de a ataca și se mișcă destul de încet, evitând confruntările. Căluții de mare se acomodează ușor la prezența omului în mediul lor și pot fi chiar dresați să mănânce din mâna dumneavoastră. O fațetă interesantă a comportamentului lor prietenos e faptul că căluții de mare sunt monogami, rămânând cu același partener pe tot parcursul vieții lor. În timpul curtării, ei afișează un spectacol asemănător unui dans pentru a se lega de partenerul lor. Odată împerecheați, ei rămân împreună până când unul dintre ei moare. Acest comportament îi face să fie tovarăși loiali unul altuia și îi asigură că sunt mai puțin agresivi sau teritoriali față de alte animale. Numărul 14. Lebedele sunt păsări mari și grațioase care sunt adesea asociate cu frumusețea și eleganța. Pot avea reputația de a fi agresive sau teritoriale. Lebedele pot fi de fapt destul de prietenoase și sociabile în condițiile potrivite. Unul din principalele motive pentru care lebedele pot fi prietenoase e faptul că sunt animale foarte sociabile care formează legături puternice cu perechea lor. Odată ce își găsesc un partener, lebedele rămân adesea împreună toată viața, împărțind hrana, îngrijindu-se reciproc și crescându-și împreună puii. Această legătură puternică dintre parteneri se poate extinde și la alte lebede din grupul lor familiar, favorizând un sentiment de comunitate și colaborare. Pe lângă comportamentul lor sociabil, lebedele sunt cunoscute și pentru inteligența și curiozitatea lor. Pot recunoaște oamenii individuali, se pot apropia de ei până a investiga sau pentru a căuta hrană. Acest comportament este mai frecvent în zonele în care lebedele sunt obișnuite cu prezența oamenilor și sunt hrănite în mod regulat de către ei. Când vine vorba de interacțiuni cu oamenii, lebedele pot fi prietenoase sau agresive în funcție de situație. Cu toate astea, în siguranță, se simt în largul lor, pot apropia de oameni și chiar pot fi mângâiate sau hrănite. Numărul 13. Unul din principalele motive pentru care porcușorii de Guineea sunt considerate animale de companie prietenoase e faptul că sunt animale foarte sociabile care se dezvoltă în compania altora. În sălbăticie, porcușorii de Guineea trăiesc în grupuri mari, iar acest comportament social s-a transpus în viața lor domestică. Porcușorii de Guineea, ținuți singuri, pot deveni singuri și deprimați, dar oamenii sunt în general foarte prietenoși și curajoși. Sunt cunoscuți pentru natura lor blândă și pentru disponibilitatea de a se apropia de stăpânilor, de a-i mirosi și chiar de a-i linge în semn de afecțiune. De asemenea, le place să fie mângâiați și ținuți în brațe și adesea vor scoate sunete moi de toarce atunci când sunt mângâiați. Un alt aspect al comportamentului porcușorilor de Guinea e capacitatea de a fi dresați. Trucuri simple, cum ar fi răspunde la nume sau să vină atunci când sunt chemați, pot fi învățate cu ușurință. Numărul 12. Rasa de câini Labrador Retriever își are originile în câinele St. John's. În timpul secolului al XIX-lea, această rasă a fost amestecată cu diverse alte rase în Anglia. Se numără printre cele mai populare rase de câini la nivel global și sunt adesea considerați cât mai prietenoși din lume. Datorită temperamentului lor, nu sunt iubiți doar ca și câini de familie, ca și câini de terapie, câini de căutare și câini ghid pentru nevăzători. Labradorii sunt de asemenea incredibil de afectuoși. De asemenea, au tendința de a-și urma stăpânii peste tot. Adoră să se îmbrățișeze și se vor ghemui adesea cu stăpânilor pe canapea pentru o lungă sesiune de televiziune. Datorită dorinței lor de a-și mulțumi stăpânii, sunt foarte ușor de dresat și pot fi niște animale de serviciu excelente și ascultătoare. Au un temperament foarte calm și echilibrat, ceea ce îi face să fie prietenoși cu aproape toți cei care îi întâlnesc, inclusiv cu străinii, copiii și alte animale de companie. Numărul 11. Caracatițele sunt creaturi marine misterioase care ne-au captat imaginația timp de secole și ne intrigă. Cunoscute pentru inteligența, adaptabilitatea și abilitățile lor unice, aceste animale sunt o minune a naturii. Întrebarea este, sunt ele prietenoase? Se spune că Caracatița Bimac este cea mai prietenoasă din lume, iar noi vom explica de ce. Merită menționat faptul că acest concept de prietenie e oarecum dificil de definit atunci când e vorba de caracatițe bimac. Aceste creaturi marine sunt inteligente, curioase, pot fi antrenate să recunoască și să comunice cu oamenii. Acestea fiind spuse, există multe povești despre caracatițe care au manifestat un comportament prietenos față de oamenii din sălbăticie. Există povești despre caracatițe care se joacă cu undițele de pescuit sau chiar se întind să atingă și să inspecteze scafandrii care să le exploreze habitatul subacvatic. Unele rapoarte sugerează că aceste caracatițe sunt mai sociabile decât alte specii de caracatițe și se pot apropia de oameni de aproape. Cercetătorii au raportat de asemenea că acestea aduc cadouri oamenilor pe care îi întâlnesc. Numărul 10. Vulpile Fennec sunt vulpi mici de deșert care trăiesc în deșerturile din Africa și din peninsula arabică. Sunt cunoscute pentru aspectul lor izbitor, urechile mari și comportamentul jucăuș. Nu sunt considerate în mod tradițional animale de companie, pot fi tovarăși prietenoși pentru cei care doresc să le acorde îngrijirea și atenția lor de care au nevoie. Unul din principalele motive pentru care aceste vulpi pot fi prietenoase e comportamentul lor social. În sălbăticie trăiesc în grupuri mici cu membrii familiei, dar vulpile ținute singure pot deveni singure și deprimate. Sunt cunoscute pentru natura lor curioasă și jucăușă și le place să-și exploreze împrejurimile, să se joace cu jucării și să interacționeze cu stăpânii lor. De asemenea, puteți ține în brațe aceste vulpi, iar acestea emit adesea sunete moi asemănătoare toarcerii atunci când sunt mângâiate, la fel ca o pisică. Un alt aspect al comportamentului lor este că contribuie la prietenia adaptabilitatea lor. Se pot dezvolta în diverse medii, inclusiv în habitate deșertice sau chiar în case. Numărul 9. Macacii sunt papagali mari și colorați, cunoscuți pentru frumusețea și inteligența lor. Deși nu sunt considerați în mod tradițional animale de companie, pot fi companioni prietenoși pentru cei care doresc să le ofere îngrijirea și atenția de care au nevoie. Unul din principalele motive pentru care maimuțele hiacit pot fi prietenoase e comportamentul lor social. În sălbăticie trăiesc în stoluri mici cu membrii familiei lor, dar odată domesticiți vă consideră ca fiind turma lor. Cu toate astea, e recomandat să le țineți în perechi sau în grupuri. Pot de asemenea să recunoască oamenii și să se caute afecțiune, în plus manifestă un comportament prietenos vorbind și împărțășindu-vă și vor îngrijiri. O caracteristică a macacului care subliniază natura lor plăcută e capacitatea de învățare. Aceste păsări sunt capabile să stăpânească diverse trucuri, inclusiv să răspundă la numele lor, să imite cuvinte și să îndeplinească sarcini. Numărul 8. Tamandua sunt furnicuțe mici, întâlnite în America Centrală și de Sud. S-ar putea să nu fie la fel de cunoscute ca alte animale exotice, sunt creaturi fascinante cu o dispoziție surprinzător de prietenoasă. Nu au dinți, trăiesc în sălbăticie în grupuri familiale mici. Acest lucru înseamnă că sunt cunoscuți pentru natura lor blândă și curioasă. Tamandușii se pot apropia de oameni, de exemplu atunci când caută hrană și se știe că sunt lăsați să mângâie și să fie ținuți în brațe. De asemenea, pot fi folosiți litiera. Îi pot învăța numele, au jucării preferate și pot alege propriile ascunzători pe care le adoră. Dacă vă doriți unul ca animal de companie, e posibil, dar aceste animale au nevoie de o dietă bogată în insecte și alte prăzi mici. De asemenea, au nevoie de activitate fizică regulată și de stimulare mentală pentru a-și menține sănătatea și bunăstarea. Cel mai bine este să le puneți în incinte interioare sau exterioare în spațiu suficient pentru a se cățăra și a explora. Numărul 7. Când vedeți gura mare a rechinului basking, ați putea crede că este o creatură marină periculoasă și înfricoșătoare. Cu toate astea, rechinii sunt de fapt animale prietenoase care nu vor să facă rău și adesea salută scafandrii. Sunt rechini mari care se deplasează lent și se găsesc în apele temperate din întreaga lume. S-ar putea să nu fie la fel de cunoscuți ca alte specii de rechini. Rechinii sunt creaturi fascinante cu o dispoziție surprinzător de prietenoasă. Unul dintre principalele motive pentru care rechinii pot fi prietenoși e comportamentul lor de hrănire pasivă. Spre deosebire de alte specii de rechini, Ei se hrănesc în principal cu plancton și pești mici, sunt cunoscuți pentru că atacă oamenii. De fapt, rechinii sunt adesea văzuți înotând aproape de bărci și chiar permit oamenilor să noate alături de ei. Un alt aspect al comportamentului rechinilor basking care contribuie la prietenia lor e curiozitatea. Unul din lucrurile pe care le fac este să sară din apă ca modalitate de a comunica cu alți rechini sau de a-și marca teritoriul. Numărul 6. Iepurii din Angora sunt o rasă de iepuri domestici cunoscuți pentru blana lor lungă și moale. Aceștia posedă exact caracterul care se potrivește cu aspectul lor drăguț și pur și simplu iubesc viața, mâncarea și oamenii. Acești iepuri sunt cunoscuți pentru natura lor blândă și nu sunt predispuși să muște sau să zgârie decât dacă se simt amenințați. Le place să-și exploreze împrejurimile, să se joace cu jucării și să fie alături de stăpânii lor. În plus, față de natura lor dulce și calmă, precum și de temperamentul lor placid, mulți proprietari îi descriu ca fiind animale prietenoase și benigne. Sunt creaturi sociale și se bucură să fie ținute în brațe de la o vârstă fragedă. De fapt, unii proprietari au raportat că iepurii lor caută în mod activ compania umană și tânjesc după atenție și afecțiune. Acești iepuri nu sunt, în general, agresivi și se vor așeza cu plăcere în poala stăpânului lor sau se vor îmbrățișa cu aceste pentru un pui de somn. E demn de remarcat faptul că iepurii masculi și femelele pot fi personalități diferite. Unii iepuri pot fi mai rezervați sau timizi, în timp ce alții pot fi extroverți. Numărul 5. Cameleonii sunt în general animale solitare, preferând să fie singure, prin urmare nu au nevoie de haine sau grupuri. Cu toate astea, un antrenament și o socializare adecvată, unii cameleoni pot deveni confortabili fiind manevrați de oameni. Dacă vă decideți să păstrați un cameleon ca animal de companie, e esențial să-l manipulați în mod regulat și cu blândețe, familiarizându-l cu interacțiunea umană. Cameleonii sunt creaturi calme și lente, dar, în ciuda reputației lor solitare, unele specii de cameleoni sunt mai sociabile decât altele. De exemplu, cameleonul lui Jackson e cunoscut pentru natura sa socială și sociabilă și se poate chiar apropia de oameni. Cameleonii au o personalitate unică și captivantă și pot fi foarte distractive. Acest lucru se datorează capacităților de a schimba culoarea și de a se adapta la mediul înconjurător. O altă capacitate pe care o posedă e aceea de a-și mișca capul sau de a-și umfla gâtul pentru a comunica cu alți cameleoni sau cu oamenii. Numărul 4. Raia australă e o creatură marină frumoasă, cunoscută pentru natura sa pașnică. Au o barbă la capătul cozii, nu sunt agresive în mod natural și își pot folosi barba doar în autoapărare. Atâta timp cât sunteți precauți, respectați spațiul lor, pot fi abordate și sta de seamă mulțumite în apropierea oamenilor. Aceste creaturi marine sunt obișnuite cu vizitatorii umani și înnoată frecvent în jurul oamenilor în zonele în care sunt hrănite sau abordate. În mediile precum acvariile sau parcurile marine se oferă uneori excursii pentru a nota sau a face snorkeling cu ele, iar dumneavoastră le hrăniți. Vizitatorii au șansa de a le hrăni și de a fi alături de ele în apele puțin adânci. Se știe de asemenea că se îndepărtează notând și se întorc după câteva minute căutând mai multă interacțiune. Numărul 3. Oile sunt creaturi blânde în mod natural, sunt adesea ținute ca animale domestice, ceea ce înseamnă că s-au obișnuit cu contactul cu oamenii. Sunt animale prietenoase care au dezvoltat legături puternice cu fermierii și ciobanii. În multe țări, fermierii și ciobanii au chiar relații individuale cu oile lor. În unele cazuri, oile pot învăța să recunoască, să răspundă la vocile și gesturile îngrijitorilor. Sunt de asemenea curioase în mod natural, vor aprecia adesea oamenii pentru a investiga imagini, sunete sau pentru a satisface curiozitatea născută. Acest lucru înseamnă că sunt adesea mai receptive la contactul cu oamenii decât la alte tipuri de animale, cum ar fi vacile sau caii. Pe lângă natura lor prietenoasă, sunt cunoscute și pentru gradul lor ridicat de comportament social. De exemplu, tind să formeze legături puternice cu alte oi din turma lor și adesea dau semne de suferință atunci când sunt separate. De exemplu, rasa Dorset este cunoscută pentru temperamentul său calm și prietenos, în timp ce alte rase, cum ar fi oaia islandeză, pot fi independente. Numărul 2. Vulpile arctice sunt cunoscute pentru natura lor jucăușă, sociabilă și sunt adesea descrise ca fiind animale periculoase. sunt în mod inerent curioase și investigative, se vor apropia adesea de oameni atunci când li se oferă ocazia. Spre deosebire de alte specii de vulpi, vulpile arctice nu sunt de obicei agresive și rareori dau semne de agresivitate față de oameni sau alte animale. Vulpea arctică se găsește în regiunile arctice din America de Nord, Europa de Nord, Asia de Nord și munții Scandinaviei. Pot fi jucăușe și pot prezenta un comportament social și, potrivit diferitelor articole, sunt de asemenea foarte afectuoase. În multe regiuni arctice, comunitățile indigene au dezvoltat relații strânse cu vulpile arctice și chiar le-au domesticit cu animale de companie și parteneri de vânătoare. Aceste vulpi s-au obișnuit cu contactul cu oamenii și au fost observate manifestând afecțiuni față de proprietarilor. Pe lângă prietenia lor față de oameni, vulpile arctice sunt cunoscute și pentru comportamentul lor social față de alți membri ai speciei lor. Numărul 1. Natura prietenoasă a delfinilor este evidentă prin faptul că au fost observați apropiindu-se de înnotători și adesea înnoată alături de bărci. Delfinii sunt comunicativi, cunoscuți pentru că folosesc diverse vocalize, limbajul corpului și comportamentului pentru a comunica între ei și cu oamenii. Cu toate astea, cea mai prietenoasă specie de delfin e delfinul cu bot. Aceștia sunt cunoscuți pentru faptul că formează legături sociale puternice cu membrii speciei lor, dar și cu alte animale maritime, cum ar fi rechinii și braștele țestoase de mare. Au o natură jucăușă și curioasă și se apropie adesea de alte animale pentru a iniția jocul sau interacțiunea socială. În unele zone, cum ar fi Shark Bay, Australia, delfinii bottlenose au dezvoltat o relație unică cu oamenii. În acest comportament poartă boreți marini, în timp ce caută hrană pe tot fundul oceanului. Delfinii sunt de fapt asemenea în programele de terapie asistată de animale și au demonstrat un puternic efect terapeutic asupra oamenilor. Care e animalul tău preferat? Scrieți-ne în comentarii și dacă v-a plăcut clipul, dați un thumbs up. Dacă doriți să vedeți mai multe pe care le-am realizat, dați click pe unul dintre ele pe ecran sau aruncați o privire pe canal. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare!